Bună ziua! Ne aflăm la o emisiune care va fi un fel de reportaj despre un lucru foarte grav care se întâmplă în județul nostru, în orașul nostru, în țara noastră. Consumul de droguri. Un proiect care vrea să transmită un mesaj, în special tinerilor, dar vom lăsa să vorbească despre acest proiect și să se prezinte pe inițiatorul lui. Bună ziua! Bună ziua, sunt Florin Vornicu, consilier județean și membru ATOP. Încă de la început pot să vă spun că în plenul ATOP-ului s-a propus și s-a votat un proiect ambițios împotriva vicilor, un proiect de conștientizare și de combatere a pericolului consumului de droguri, oricare ar fi ele, fie ele etnobotanice, tutun, țigări, avem și dependență de tehnologie, adică împotriva viciilor. Moment în care am fost împuternicit să mă ocup de acest proiect, după care am început să creionez un plan al proiectului, aducând alături de mine mai multe persoane cu care am structurat proiectul. Ce presupune acest proiect? Acest proiect presupune un concurs de film de scurt metraj, având tema pericolul vicilor în rândul tinerilor. De la început m-am gândit că alături de noi ar trebui să aducem niște oameni creativi care să dea plus valoare proiectului. Fiind prieten cu Daniel Sandu, i-am propus proiectul. El a fost de acord pentru că, într-adevăr, societatea are o luptă din ce în ce mai mare cu viciile cu care ne confruntăm zi de zi. După care lângă noi au venit tinerii ca parteneri, tinerii din Consiliul Județean al Elevilor, care îi avem aici în proiect. Da, vă mulțumesc frumos. Vom trece mai departe la domnul Sandu. Am să dau din casă. De când era mic, avea el o problemă cu camerele de luat vedere, cu video și cu antena satelit, care împărțea împreună cu un alt vecin. Deci, de mic copil a luat-o pe acest drum. Bună ziua! Ce este cu acest proiect? Salutare! Am acceptat invitația colegului nostru Florin Vornicu de a construi cumva o platformă și un eveniment care să fie atât informativ cât și distractiv pentru tinerii din județul Neamț, dar și din afara limitelor județului. Și ne-am gândit că am putea cumva nu doar să transmitem informația că viciile dăunează, pentru că în ziua de azi tinerii cam știu acest lucru și această informație pur și simplu ar ricoșa. Dar dacă împachetăm această informație într-un mecanism din acesta creativ și colaborativ și distractiv, cred că tinerii ar putea absorbi mult mai bine informația și în același timp ar putea să învețe tot felul de tehnici despre ce înseamnă ziua de azi să creezi content pentru social media, asta într-o epocă în care social media ocupă din ce în ce mai mult timp din viața noastră și în același timp acești tineri au posibilitatea să cunoască oameni profesioniști din industria cinematografică și să descopere dacă au sau nu o pasiune sau un talent în domeniu, fie că e vorba de actorie, fie că e vorba de regie sau chiar de scritură pe scenaristică și de ce nu să-și ducă pasiunea mai departe la nivel profesional. Și cumva asta mi-am dorit eu în mod special să ajut această inițiativă să prindă proporții și să se deruleze de la un an la altul pe termen cât mai lung. Cum vedeți dumneavoastră diferența? Dumneavoastră sunteți clar un profesionist care știe cum să transmită mesajul pe partea de cinematografie. Cum vedeți transmiterea mesajului pe partea de online? Pentru că este un alt public, o altă temporizare a mesajului. Altfel trebuie să-l îmbrăcați mai puțin cu metaforele cinematografice, mai mult cu interacțiunea. Cum vedeți aceste diferențe? Da, și mulțumesc pentru întrebare, pentru că, într-adevăr, publicul este diferit și cumva proiectele pe care le facem și produsele pe care le creăm trebuie cumva targetate din start, trebuie să știm cui ne adresăm și unde este locul unde targetul respectiv îl accesează. Fiind un proiect dedicat tinerilor și știm foarte bine că tinerii petrec foarte mult timp pe social media, am căutat să țintim fix acolo și, practic, să-i
ajutăm pe tineri să nu fie doar consumatori de social media, ci să fie și creatori de social media. Pe lângă faptul că la un moment dat ei își pot monetiza pasiunea dacă învață cum să își filmeze diverse clipuri bazate pe pasiunile lor, dar în același timp ei pot crea acest content în cazul concursului nostru canalizat strict pe tema pe care noi o propunem, și anume pericolul vicilor în rândul tinerilor, și cumva acest mesaj să se propage prin social media și să ajungă punctual la publicul țintă, care până la urmă sunt tinerii. Toți membrii din echipa organizatorică, inclusiv eu, suntem voluntari. Nu avem niciun alt interes decât să aducem cumva o contribuție generației tinere și să nu rămânem pasivi la acest pericol care a început să capete din ce în ce mai mult teren în rândul tinerilor. Recunosc, pe vremea mea nu existau atâtea cazuri și nu auzisem de pericolul de consum de droguri sau etnobotanice în școli, dar iată că acum vedem, aproape nu trece o săptămână să nu existe un caz de consum de etnobotanice în școli și cu copii de vârste din ce în ce mai fragede să ajungă la spital. Și nu mai putem să stăm pur și simplu pasiv fără să încercăm măcar să venim cu alternativă. Evident că sunt și alte proiecte și programe de la instituții sau de la guvern care încearcă să combată aceste lucruri, dar noi am căutat să facem cumva același mesaj, dar pe o structură distractivă. Să facem acest mix și să avem aceste trei scopuri. 1. Livrarea informației. 2. Educarea copiilor în privința filmării și realizării de content pentru social media la o calitate din ce în ce mai bună, pentru că și ei sunt livratori de content atunci când fac o fotografie prin parc, prin pădure, și vor învăța cum să încadreze, ce înseamnă unghiuri de filmare, ce înseamnă încadraturi. Și 3, această componentă și preferata mea, recunosc, să experimenteze dacă cumva au sau nu o înclinație spre această artă a cinematografiei. Până la urmă, cinematografia pe termen lung se va particulariza și cumva inclusiv TikTok-ul în ziua de azi oferă o grămadă de clipuri și de povești interesante care sunt filmate foarte simplu și cu un telefon mobil, și lumea a început să consume foarte mult content și de aia ne-am gândit ca acest tip de produs să fie canalizat strict pe social media, acolo unde este și targetul concursului nostru. Vă mulțumesc frumos. Am să vă dau microfonul, să vă rog să vă prezentați pe rând. Avem și niște tineri aici alături de noi. Vom lua pe rând. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Stana Radaria și sunt președinta Consiliului Județean Elevilor Neamț și fotograf în cadrul proiectului. Bună ziua tuturor! Mă numesc Bersan Flavius. Sunt unul dintre personajele care apar pe afișe. Și în ultimul rând mă ocup și de partea de social media. Dacă tot ai microfonul la tine, okay, te-aș întreba cum vezi tu acest fenomen în școli? Pentru că este clar că e din ce în ce mai deranjant. Să vă spun sincer, aceste vicii în rândul tinerilor sunt din ce în ce mai multe. Dar noi, echipa noastră, vine cu o mică idee pentru tinerii din ziua de astăzi, astfel încât să reducem acest număr, aceste vicii în viața adolescenților, printr-un concurs de scurtmetraje. Am să te rog să dai microfonul colegei, să o deranje și pe ea cu o întrebare. Tentațiile pentru generația voastră sunt foarte mari când vine vorba de consum și tentațiile încep de la curiozitate. Cum crezi că ar putea fi combătută această curiozitate? Că totul începe de la o joacă. Nu cred că vrea cineva să devină dependent de droguri. Totul începe de la o joacă. Cum vezi tu această problemă? Cum ai putea să faci față unei astfel de tentații? Pot să recunosc că sunt unul dintre cazurile fericite care nu a fost niciodată tentat să încerce ceva din sfera aceasta și probabil singura dependență de care sunt conștientă e telefonul, din păcate, și internetul. Dar cumva și prin aceste proiecte suntem atenționați de ce se poate întâmpla dacă încercăm un
un anumit viciu sau ajungem în stadiul acela și cumva ești speriat, dar și grupul te poate influența și zici că acum ar fi să încerc și eu, să fiu și eu cool. De obicei cam asta e în grupurile de tineret. Dar, nu știu, cred că fiecare trebuie să conștientizeze singur și cumva pe pielea lui o simte și să învețe și să, nu zic acum să încerce, Doamne ferește, că asta e clar un mare nu, dar grupul, să ai grijă cu cine te anturezi, oamenii cu care stai și cumva învățând chestiile astea, clar ești conștient și nu o să fii tentat să ajungi în punctul X. Vă mulțumesc! Vom trece la un alt tânăr, pe dumneavoastră o să vă luăm mai târziu. Nu, o să vă luăm mai târziu puțin. Cea care s-a ocupat de grafic, am înțeles, da? Dacă puteți să vă recomandați și ne spuneți ce rol aveți în acest proiect. Bună ziua, eu sunt tata noastră Alexandra, mi se zice Ada. M-am ocupat pe partea de grafică, design grafic. Eu inițial sunt în Consiliul Județean al Elevilor, tot ca grafician și așa mi s-a făcut și legătura cu acest proiect. Cum rezolvați, am să vă rog să păstrați microfonul, cum rezolvați dependența de grafică? Pentru că este o dependență. Ați învățat, presupun, foarte mult timp să lucrați în Photoshop, pentru că nu este ceva care se învață în două zile. Cât timp ați consumat ca să ajungeți la nivelul de a putea să faceți un banner? Păi eu cam 2 ani am stat și am lucrat și în Photoshop și în Illustrator. Într-adevăr, pe Illustrator mă pricep mai bine pentru că am lucrat și mai mult, dar am învățat mai mult din experiență, am acceptat proiecte de la Consiliul Județean al Elevilor, acesta, de la școală și așa am învățat pe parcurs. Tutoriale și alte chestii m-au ajutat. Vă mulțumesc frumos! Doamna Carmen, rolul dumneavoastră în acest proiect? Eu sunt cu banii. Da. Cu banii, cu premiile, cu lucrurile super faine pentru toți. Avem premii la acest concurs de la 1000 de euro pentru echipă până la 200 de euro pentru cel mai bun actor, cea mai bună actriță. Partea de logistică și bineînțeles că încerc și eu să fac față creatorilor de aici și să învăț de la ei. Chiar mă gândeam acum când vorbeau colegii mei de proiect, cred că o parte de conștientizare o are scrierea scenariului, pentru că atunci te interesezi despre ce este vorba. Da? Și atunci vezi ce se poate întâmpla, de ce nu este bine și poate ar fi bine să-ți înfrânezi curiozitatea asta adolescentină. Recunosc că și pentru mine este un șoc, pentru că tot timpul am luat Piatra Neamțu ca un oraș foarte liniștit, foarte ok. Mai citesc în presă de copii care ajung pe la spital și mă îngrozesc pentru că am și eu un adolescent acasă. Deocamdată îl păzesc și sper să reușesc să-l păzesc doar de să nu fumeze, da? Și să nu bea. Da? Dar trebuie să conștientizeze fiecare că cel mai greu este să încerci. Da? În rest, hai să vorbim despre lucruri frumoase, să vă înscrieți cât mai mulți, pentru că aveți șansa, pe lângă premii, să lucrați cu o echipă super tare, din punctul meu de vedere, să ajungi să ai îndrumare de la un regizor de succes la nivel național și internațional, cu alți invitați pe partea aceasta de scenografie, de parte tehnică a filmării. Mi se pare o oportunitate, mai ales că pentru mulți alții, dacă vor să ajungă să înveți așa ceva, plătesc pentru masterclass-uri. Aici este totul gratis. Așa că vă așteptăm în număr cât mai mare să vă înscrieți, pentru că chiar dacă nu câștigați un premiu, cu siguranță câștigați ceva mai mult. Experiență și îndrumare. Unde trebuie să se înscrie? Ce trebuie să facă pentru a intra în această competiție? Pe vicebuster.ro.
este site-ul acestui festival concurs de film. Acolo aveți și regulamentul și îndrumările și, bineînțeles, dacă doriți alte informații, puteți intra pe pagina de Facebook, pe TikTok, pe Instagram și să lăsați un mesaj cu ce întrebări aveți. Cu siguranță, dacă nu în secunda numărul 2, veți avea răspunsul, dar în termen de câteva ore, cu siguranță vă va răspunde cineva. Vă mulțumesc. Domnul Sandu, filmul cu traficul de droguri este un film mai bugetat decât orice film ați făcut dumneavoastră vreodată, cu mult mai mult regizor și cu mult mai multă promovare și promoții. Cum vedeți dumneavoastră transmiterea mesajului? Că ați vorbit mai devreme că trebuie să-l îmbrăcați oarecum pentru a nu se lovi de reticența tinerilor care vor să încerce să se distreze. Ce ne-am propus noi să facem este să descentralizăm creativitatea și să nu impunem noi, adulții, tinerilor, cum să arate filmele lor, ce înseamnă creativ și ce înseamnă cool, ci să le oferim lor posibilitatea să ne arate ei nouă ce înseamnă cool pentru ei și ce înseamnă creativ. Și cumva asta am gândit noi că ar fi diferit față de alte inițiative pe acest sector, pe cel de conștientizare a riscurilor consumului de toate felurile. Dar în același timp eu sunt convins că tinerii din ziua de azi sunt talentați, au tot felul de pasiuni și au dorința de a experimenta pasiunile lor și această platformă le vine cumva în întâmpinare, le oferă posibilitatea să încerce să vadă dacă într-adevăr gândurile lor sau imaginația lor poate fi validată la nivel semiprofesional și, de ce nu, mai târziu chiar profesional. Așa cum avem aici de față colega noastră Ada, care a reușit să creeze tot acest pachet de visual și practic a confirmat la nivel profesional, spunem noi, un rezultat de care eu cel puțin și toată echipa suntem foarte mândri și îi mulțumim Adei pentru chestia asta. Și așa cum este Ada, așa cum sunt și colegii noștri aici de față, Flavius și Daria, sunt convins că sunt mulți alți tineri care își doresc măcar să încerce. Și cred că este loc pentru fiecare pe diverse paliere, fie dacă nu ca și concurent în acest concurs, poate ca membru al echipei de organizare a acestui concurs. Pentru că ne dorim acest concurs să fie de la un an la altul din ce în ce mai bine dezvoltat și să fie purtat de generația lor, cei de a 12-a, să predea mai departe claselor de a 11-a și tot așa mai departe, și acest proiect să nu rămână blocat în niște membri, fie că sunt eu, fie că e Florin, fie că e Carmen, ci cumva să meargă de la sine, să fie purtat pe umeri ca un rocker din acela care sare de pe scenă și e purtat de fani până în spate. Și evident că cinematografia are o definiție din ce în ce mai deschisă de la un an la altul și limitele ei clasice, așa cum știam noi ce înseamnă cinematografia, proiecția de film filmat pe peliculă, pe ecran cât mai mare, este din ce în ce mai discutabilă, pentru că până la urmă cinematografia este de fapt despre experiența spectatorului. Ce simte el atunci când vede filmul respectiv, fie că îl vede pe ecran mare, fie că îl vede pe un ecran de telefon mobil. Cu toate astea, pentru a încuraja pe tineri, noi vom încheia acest concurs cu o gală de premiere ce va avea loc la Cinema Mon Amour. O gală asemeni multor gale de festival de film, cu covor roșu, cu ținută de gală, rochi, costume, cu spider, cu presă, cu ședință foto și în felul acesta cei care participă să simtă cumva că efortul lor le este cumva apreciat și munca lor le este recunoscută. Cumva așa ne-am gândit noi să demarăm acest eveniment. Ce trebuie să facă efectiv cei care vor să participe în acest proiect? Ce ar trebui să facă? În primul rând trebuie să intre pe site-ul vicebusters.ro sau să scaneze codul QR, să-și facă echipe de câte 1 până la 7 membri,
să înscrie acolo numele echipei, numele membrilor și școala de unde fac parte. După care, după ce au făcut această înscriere, să se gândească ei în echipa lor la o poveste, să aleagă un tip de viciu pe care vor să-l abordeze, fie că e vorba de fumat, nu știu, consumul de alcool, păcănele, jocuri de noroc, dependența de adrenalină, dependența de dulciuri, dependența de cafea, orice tip de dependență cunosc ei și să creeze o poveste care să abordeze acel subiect și eventual să vină și cu niște soluții sau propuneri de combatere a acelui viciu. Odată ce ne-au trimis scenariul, noi vom verifica dacă scenariul respectiv respectă normele legale din ziua de azi, adică să nu conțină scene de violență, limbaj licențios sau cadre efectiv de consum, adică personajele nu au voie să consume efectiv substanțe, ci mai degrabă să găsească soluții creative de a sugera acest lucru, cumva mai metaforic, și după ce noi vom aproba aceste scenarii, ei le vor filma cu telefoanele mobile sau cu orice alt aparat dispun, le vor monta tot pe telefoanele mobile sau pe orice aparat au la dispoziție, le vor trimite la noi, noi le vom urca pe social media, pe canalele noastre de YouTube și așa mai departe și practic s-au calificat în concurs. Tot noi vom constitui un juriu format din membrii din industria cinematografică, în principiu oameni de la București, oameni care nu au legătură cu Piatra Neamțu, nu au legătură cu instituțiile locale sau cu partidele politice, oameni care vor juriza cât se poate de obiectiv, strict elementul artistic și mesajul pe care ni l-am propus să-l transmitem. Și vom acorda premii în cadrul acestei gale de care vă spun, plecând de la premiul cel mai mare de 1000 de euro pentru cel mai bun film, trofeul Vice Busters. Banii aceștia se vor împărți în mod egal între membrii echipei. Deci dacă sunt 7 membri într-o echipă, se va împărți la 7, dar dacă este o echipă cu un singur membru, acela va păstra toată suma. Și mai avem premii pentru regie, imagine, câte 500 de euro. Avem de asemenea premiu de popularitate, adică filmele, odată ce vor fi suite pe social media și în special pe YouTube, noi vom cuantifica care are cele mai multe vizualizări și cele mai multe like-uri și vom da premiu ca atare. Va mai exista un premiu special al juriului și mai avem două premii care sunt premii nominale, cea mai bună actriță și cel mai bun actor. Aceste premii nu se împart cu membrii echipei, ci sunt direcționate punctual către persoana care a interpretat un rol și a fost apreciat de către juriu. Cam asta este în linii mari ce trebuie să facă tinerii. Am să mai adresez o întrebare celui care a fost cu ideea acestui proiect, pentru că este un proiect foarte util, nu numai lor. Este util, de exemplu, și nouă ca presă să învățăm de la ei cum se transmite mesajul. Pentru că de multe ori noi ne plafonăm, avem niște idei preconcepute despre transmiterea mesajului, lucru pe care tinerii reușesc să-l facă mult mai bine ca noi de multe ori. Cum v-a venit ideea acestui proiect și unde vreți să ajungeți cu el? Noi, în plenul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, am analizat mai multe subiecte, printre care cazuistica, unde consumul de droguri a coborât până la 12 ani. Motiv pentru care am propus un prim proiect integrat, cel cu Centrul de Prevenire și Combatere și Consiliere Antidrog, se cheamă Fii deștept, alege corect. În al doilea, ăsta este un proiect de informare, iar al doilea proiect este acest proiect pe combaterea viciilor. Am fost delegat ca să mă ocup de organizarea acestui concurs. Într-adevăr, este o durere a societății cu care ne confruntăm zi de zi. Noi sperăm ca prin acest concurs să avertizăm acele persoane, sau dacă să îi ajutăm pe acele persoane să stea cât mai departe de presiunea viciilor. Mă bucur că în echipa noastră au venit acești tineri, pentru că ei sunt cei care
pot transmite cel mai bine și pot să ne ajute cel mai bine pe noi în construirea acestui proiect. Ne dorim, cel puțin împreună cu colegul meu Daniel Sandu, este un proiect care ne dorim să se duruleze pe minim 10 ani. În sensul că dacă acum el se desfășoară la nivelul județului Neamț, anul viitor vrem să-l propagăm și să ajunge la nivel național. Este un subiect unic, cum a zis Daniel, la nivel național. Credem că o să aibă un impact bun pentru societate. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc frumos tuturor celor care ați fost prezenți astăzi, nu înainte de a transmite un mesaj. Ceea ce vedeți acum nu este doar un proiect, este viața noastră de zi cu zi și din spatele ziarelor și a televiziunilor noi vedem drame, nu chiar zilnic, dar măcar o dată pe săptămână vedem mame care își doresc ca fiilor să intre la pușcărie numai ca să se lase de droguri, vedem oameni terminați cu copii la UPU în comă, vedem foarte multe lucruri, stăm de vorbă inclusiv cu traficanți, pregătesc substanțele în așa fel încât ele să creeze dependență de la prima folosire. Nu este o joacă, nu este doar un simplu mesaj și un proiect. Acești tineri încearcă să vă transmită lucruri de care va depinde viața dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos!